Dacă mă umflă, îmi iau telefonul. Dacă nu mă umflă, să mă duc să fac o tură cu caiacul, ca zi frumoasă. Procurorii au ajuns la sediul primăriei înaintea angajaților. Le-a stat la dispoziție viceprimarul, care le-a și dat toate documentele solicitate. Făgădău, care e mai european și vine mai devreme la servici decât mine și lucrează nu atât de târziu ca mine, a venit să asiste el când... și să le predea documentele. Da. Între timp, am spălat pe cap, am dat cu un deodorant care mi-aduce mie aminte de Brazilia, m-am îmbrăcat mai gros, s-ar putea să mă întorc, s-ar putea să nu mă întorc acasă. În total, astăzi au fost efectuate 13 percheziții în București, Constanța și Cluj, la sediile mai multor firme, precum și al primăriei Constanța. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că din primărie au fost ridicate mai multe documente privind relațiile acestei instituții cu mai multe societăți. Contractele astea care sunt și firmele cu care sunt cerute, de la care sunt cerute, eu nu mai sunt acționar de 12 ani, după cum bine știți. Contractele au mai fost verificate în nenumărate rânduri, inclusiv proceduri de achiziție și așa mai departe. Și Clujul ce legătură are? Habar n-am, nu știu pe nimeni la Cluj.